condiție fizică ireproșabilă ca de Niculescu și cerșește acolo o lovitură liberă. Balon recuperat de Radan Slavescu. Să vedem centrarea lui Radunovici. Gol! 5-1 marchează Edi Radan Slavescu. Minutul 88, FCSB își mărește avansul pe tabelă și o umilește pe ultima clasată. S-a greu CS Mioveni, însă economia acestor 88 de minute era imposibil ca fotbalul să nu răsplătească echipa pregătită de Pintili și Leo Strizu. Revedem minunăția de centrare. Nu s-a grăbit Darius Olaru și îl servește impecabil Olaru pe Radan Slavescu pentru acest 5-1. Darius Olaru, a doua pasă de gol în această seară, a reușit de 3-0 semnată de Florinel Coman și la golul de 5-1. Minutul 89, lucrurile au fost clare cam din prima repriză.